Acesta este platoul pe care va fi montată, începând de data de 7, piscina semiolimpică. După cum vedeți, aici sunt deja bătuți țărușii pentru delimitarea perimetrului. Acestea sunt cele două barăși, cel puțin sunt primele, aduse acum vreo două zile pentru organizările de șantier. Și începând cu data de 7 s-a dat ordin de începere. Aici va fi acel bazin olimpic, de fapt va fi un bazin de semi-olimpic, pe timp de iarnă el va fi acoperit, vara va fi descoperit. Și chiar îmi doresc să vă arăt de aici încolo, din acea zonă unde este acea piatră, de acolo va începe Via Verde. Via Verde este un proiect, se numește Via Verde, denumit de noi, pentru că de fapt a fost inițial un proiect european. Și de fapt este o promenadă care pleacă din această zonă și se termină la kilometru 63 pe canal, în dreptul piciorului de pe malul stâng al canalului, la Sfânta Maria, la pod. Și va fi o lucrare de un an și jumătate, este o lucrare de 2 milioane și jumătate de euro. În realitate, noi atingem două obiective. În primul rând, noi trebuie să aducem pământ pentru a nivela suprafața unde dumneavoastră vedeți, aici sunt ceva, niște denivelări, găuri. Și odată avem un proiect pentru protecția inundațiilor, în situația când Dunărea, știți, în general primăvara ne face probleme, și pe această suprafață va fi acel proiect al nostru Via Verde, care de fapt este proiectul obiectiv. Restul este subsidiar. Proiectul este de faleză. Dar prin faptul că noi amenajăm și suntem obligați să ridicăm puțin, vom crea și un fel de stabilă împotriva inundațiilor, de care nu ducem lipsă niciodată, cel puțin în Cernavodă. De când ați avut în minte proiectul ăsta în general? Dacă vă uitați în partea stângă, eu aici lucrez de 23 de ani. Și vă dați seama, de 23 de ani eu tot trec pe aici. Este o zonă care, păcat, este nefructificată și cam toată lumea s-a uitat în direcția aceea, centrala nucleară, cu tot respectul. Dar totuși, zona aceasta este pur și simplu neatinsă. Și Cernavodă chiar are nevoie de un spațiu prin care noi să ne putem relaxa. Proiectul, el a fost gândit cu foarte mulți ani în urmă. Acest proiect, practic, a fost inițial gândit ca o zonă de protecție, făcut pe trei tronsoane. Primul tronson plecat de aici, din gara fluvială, până în dreptul la Penii, sau la el, da, la Penii, este primul tronson de amenajare, cel de-al doilea tronson este până în curba, acolo, la centrala nucleară, iar cel de-al treilea este amenajarea unui port turistic pe acea arteră. Însă, legislația nu se permite să te duci, cel puțin atunci când a fost gândit, cei care au gândit nu s-au gândit că zona aceea este o zonă de excludere, în primul rând, iar legislația în ceea ce privește navigația pe canal nu-ți permite. Navigația pe canal se face doar într-un scop comercial, nu de agrement. Ei n-au știut asta, da. Și atunci proiectul a trebuit să fie împărțit. Dar asta vorbesc la nivel de acum 10, 15, 20 de ani, când au fost gândit pentru prima dată zona asta să fie amenajată. Acum când am venit, am luat decât prima bucățică. Bine, asta era ideea. Dar prima bucățică însemnând bucățica asta de primul segment. Acolo este kilometrul 63, aici este kilometrul 64-410. Deci aproape un kilometru și jumătate de promenadă vom avea. Banii de unde provin? Sunt din bugetul local. Dar este un buget gândit pe 2 ani. Lucrarea începe anul acesta. În acest moment, alaltă seară, avem contestația, a doua contestație. Da, sper să modifice puțin legislația contractărilor lucrărilor, pentru că ce se întâmplă? Acum, deci noi ne chinuim din octombrie. Din octombrie tot stăm în contestații, în clarificări, în lămuriri și când am zis noi că am terminat, acum două seri, iarăși să dăm lămuriri și cu siguranță societatea care ne-a contestat iar ne împiedică o lună de zile. Că practic noi trebuia să începem lucrările. Există firmă contractantă, au fost 6 firme care au participat la licitația, a câștigat o firmă
Și acum stăm în contestație. Este doar o chestiune de timp. Este o chestiune de timp, dar vedeți noastră, nu este corect, pentru că cetățenii nu pot să aștepte pur și simplu o lună. Deci nu poți să stai din octombrie, să te chinui în octombrie, uite, suntem în luna mai și noi n-am început lucrurile. Nu este corect. Sper să schimbe legislația și am înțeles că în iunie nu le mai permite să facă pur și simplu de capul lor, în sensul că cei care vor contesta trebuie să prezinte o garanție. Ai contestat și nu ai câștigat, garanția se duce la beneficiar. Și așa mi se pare normal. Pentru că nu poți să-ți bagi o comunitate întreagă, sunt 22.000 de oameni sau sunt 20.000 de oameni sau 19.000 câți au rămas în Cernavodă să aștepte ce? Contestațiile unuia din București sau unul din Italia. De fapt este unul din Italia care a contestat că vrea el să vină să facă un știu pe aici. E problema lui, poate să vină. Dar uitați, și ne împiedică. Și așa că o să trească să mai stăm probabil încă o lună de zile până să vedeți aici escavatoare. Dar asta e, nu avem încotro. Odată început de lucrările, cât a spus, orizontul de timp? Un an și jumătate. Deci este un proiect multianual, pentru că este o lucrare mare și ea trebuie bine făcută, pentru că v-am spus, ea, ca și obiectiv, este amenajarea unei zone de promenadă, dar dacă tot o faci, trebuie să fie și un zid împotriva inundațiilor, pentru că noi avem acolo o zonă în care totdeauna apa la Cernavodă, când, cel puțin Dunărea, când este la 600, este zona de inundație, la 500 deja este cotă de atenție. Și dacă te duci pe 600, în Cernavodă intră în anumite puncte. Unul din ele este exact în această zonă. Și aici noi de fiecare dată noi suntem cu saci. Noi de fiecare dată în primăvară ne prezentăm cu câte 500 de saci puși pe mal pe aici, dacă cumva peste noapte repede să astupăm intrările. Am făcut o pompă care intră în Dunăre. Da, pompa aia nu este făcută pentru Dunăre, ci este făcută pentru apele pluviale care vin de pe versanți. Pentru că vrem, nu vrem, toată Cernavodă este pusă așa dintotdeauna. Și indiferent cine ce va spune, Cernavodă totdeauna va avea probleme cu inundația. Indiferent ce vei face. Apa de pe versanți se adună pe centru și noi nu trebuie să facem altceva decât să luăm apa de pe centru, să ducem undeva. Ei, acea pompă, de fapt, asta face. Ia o parte din apă și o duce în canalizarea de pluvial și o duce către stația de epurare, dar este insuficientă ca și debit pentru că nu poate să preia toată cantitatea de apă, pentru că la Cernavodă tot ceea ce înseamnă peste 30 de litri pe metru pătrat deja este o problemă. Și atunci ce se întâmplă? Am venit cu această suplimentare, este în zona stadionului, sunt două conducte de câte 120, în capătul celălalt al conductelor sunt patru pompe. Ei, aceste pompe sunt prevăzute cu niște filtre speciale ca să avem posibilitatea în caz de forță majoră apa să o putem arunca în canal. Ei, ori acum mai de unde lasă să arunci apă pluvială care vine cu resturi menajere și nu numai cu produse de hidrocarburi, nu-ți poți permite că pomă dăm în altele. Și atunci trebuie niște filtre speciale. Ei, astea sunt destul de costisitoare. Sper să se încheie lucrarea, cel puțin avem promisiunea constructului că acum în vara aceasta ea se încheie. Acum avem o problemuță, ele au venit, dar datorită, după cum vedeți, nivelului ridicat al Dunării, pânza freatică este sus. Ele trebuie undeva la 7-8 metri în adânc trebuie puse. Ei, în momentul în care sapi, deja pânza fie în sus, nu poți să lucrezi. Și așa va face acea lucrare. Practic ne permite să luăm apa pluvială, să o aruncăm în canal.